Noi controverse și întrebări și în cazul faimoasei crime de la Brăila, după ce procurorii au anunțat că ar fi aflat motivul pentru care ar fi fost ucisă doctorița. Procurorii susțin că Maricel ar fi ucisă pentru bani, mai exact, ar fi tâlhar. Expozeul procurorului a lăsat în urmă multe întrebări și la fel de multe neclarități. Cristina Mihăilescu e alături de noi și ne face un rezumat al controverselor. Bună seara, Cristina! Bună seara, Victor! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Așa cum spuneai și tu, foarte multe întrebări și putem spune că este o răsturnare de situație în acest dosar, pentru că toate datele pe care le aveam până acum s-au întors pe dos din partea procurorilor. Vă reamintesc că într-o primă fază nu se știa mobilul crimei sau ce s-a întâmplat cu telefonul doctoriței. Mai mult decât atât, știam că aceasta a fost ucisă undeva în jurul orei 16 în aproximativ 30 de secunde. Ei bine, acum vă spuneam că procurorii au întors toate aceste date pentru că vin și spun medicii legiști că decesul s-ar fi produs de fapt în intervalul 12-14 atunci când Maricel a intrat pentru prima dată în cabinetul medical. Știm că a și recunoscut în fața procurorilor acest lucru, însă spune el că a mers acolo pentru un control medical. Atunci ar fi avut loc crima când, iată, Maricel i-a furat telefonul mobil și cardul. Practic, mobilul, spun procurorii în acest moment, ar fi, de fapt, furtul. A apărut acest card în peisaj despre care nu s-a vorbit până acum, deși spun anchetatorii că Maricel ar fi făcut mai multe tranzacții, a scos de acolo bani, iar mai apoi a fost la jocurile de noroc, unde a pierdut toți banii furați de la doctoriță. Mai mult decât atât, vedem că apare și telefonul în peisaj, deși dispozitivul nu a fost găsit nici acum la 2 luni de la tragedie. Se pare că semnalul telefonului doctoriței, semnalul GSM, ar fi fost depistat timp de câteva secunde, tot undeva în jurul orei 12, la câteva minute, spun anchetatorii, după ce ar fi fost comisă crima și chiar în curtea lui Maricel. La fel, un aspect care a apărut acum la 2 luni de la tragedie, pentru că nu se știa nimic de telefon până în acest moment și spuneau anchetatorii că nu au reușit practic să cloneze aparatul. Sunt foarte multe întrebări fără răspuns. În continuare, soțul doctoriței își dorește o confruntare cu Maricel, pentru că el consideră că acest act a fost unul făcut la comandă și că cu siguranță Maricel ar avea un complice, de altfel spune că dacă l-ar confrunta, poate că în fața lui ar recunoaște. Maricel nu vrea să vorbească pentru moment în fața anchetatorilor, nici măcar acum. A chiar mărturisit că vrea, practic, să analizeze cu avocatul dosarul și vorbim despre un dosar de peste 1000 de pagini și, de asemenea, de zeci de ore de înregistrări video. În multe dintre acestea spun anchetatorii că apare și Maricel. Mulțumesc mult, Cristina. Alice, vin la procurorul din tine și spun neclaritățile mele. Acum 2 luni de zile, Maricel nu furase nimic de la doctoriță. Acum mai nou... Telefonul furase. Nu, telefonul era dispărut, dar nu... Bun. Dispărut. Acum i-a luat și portofelul și cardul, după 2 luni de zile. Acum 2 luni de zile, repet, nu dispăruse nimic. Acum a ajuns la concluzia că a încercat să facă 10 tranzacții și a reușit numai 2 cu cardul pe care l-ar fi furat, pe care am aflat după 2 luni de zile. Întrebarea mea e de unde știa Maricel pinul doctoriței. Da. Ca să-i reușească cele 2, căci că restul 2 au reușit pe motiv că nu, erau fonduri până insuficiente. Până la 100 de lei poți face tranzacții fără să ceară pinul. Nu la bancomat. Nu la bancomat. Nu poți să faci legi. Oamenii spune tranzacții. Nu, oamenii spun că a scos bani, s-a dus și a jucat la păcănele. Poți Daniel, să faci Fenichiu. Tranzacții în sensul foarte... de a face cumpărări. De a face o plată până la... într-o 100 de lei la un magazin. La market. La bancomat, în momentul în care ai băgat... S-a cerut pinul, la revedere și drum bun. Și la 3 pinuri greșite ți l-a blocat acolo, da? Da. Așa, 3 la mână. Telefonul ăla care n-a mișcat 2 luni de zile a pâlpâit câteva secunde sub casa lui Maricel, dar acum nu-l găsesc nici sub casa lui Maricel. 4 la mână. Crima a durat 33 de secunde acum 2 luni de zile și 34 de minute astăzi. Ne lămurim și noi odată cine pe cine a omorât acolo și nu, mai ales de ce? Interval. El este autorul, categoric. Deci ești convinsă de treaba clar, asta? Clar, n-am avut nicio îndoială. Dar pe tine te-au convins procurorii de la Brăila că el e autorul? Nu, el este autorul, fără nicio îndoială. Problema este... Păi eu nu m-aș duce până la colț, la baie cu procurorul de la Brăila. Și întrebările astea... Au niște răspunsuri? Dăm tu un răspuns de procuror. Care e relevanța lor?
Vă întreb. Cum adică are relevanța lor? Se investighează o crimă. Da. Păi și da. Avem autorul. Mai departe, de Procuratura dă un comunicat de presă. Eu ți-am citat într-un... Cristina ți-a citat într-un comunicat de presă. E un act oficial al Procuraturii. Nu am obligat noi să dea comunicatul ăla de presă. Dă-mi o explicație pentru care Marcel a scos bani fără să știe pinul femeii. Deci s-a sustras, sau dacă știa, a fost sustras cardul. Acum, cine a observat dispariția cardului după atât de mult timp, ar fi trebuit soțul, care știa, presupun că nevastă se arunca. Nu știu. Da. Dacă știa sau nu știa. Păi asta ducea de mult la bancă să-l blocheze. De regulă, bancomatele au camere de supraveghere. Deci, și nu cred că sunt atât de multe bancomate în Brăila încât să nu se... Și Maricel avea o cameră de supraveghere în cap și a ghicit pinul doctoriței? Nu cred că a fost posibil să retragă. Ăsta e motivul pentru care... Păi de ce a scris procurorul care a tras bani? Aici am rezerve. Cred că a încercat să facă retrageri, dar necunoscut... Păi a zis că a încercat 10 tranzacții, dintre care 2 au reușit și 8 nu. Foarte greu de crezut. Toată a funcționat la un banc, adică a acționat la un banc. Motiv de fonduri insuficiente, nu că... Da, pe motiv de fonduri insuficiente. Că nu știa. Adică, nu știu, o fi avut câteva cerut lei, 1000 de lei și n-avea decât 700. S-a mai spus, tot din surse, să zicem, oficiale, că doamna doctor ar fi avut o sumă de mare de bani în numerar. Ori în sertarul de la biroul din cabinet sau în poșetă. Ori dacă i-a umblat în poșetă să-i fure cardul, înseamnă că vedea și banii și ar fi luat. Se vorbea la un moment dat de 3000 de euro. Nu știu dacă mai e validă această teză. Păi. Posibil nu. În orice caz, rămâne de referință dispariția telefonului. Telefonul, dacă l-a furat, trebuia să-l fure ca să-i scoată cartela și să-l ducă la un amanet. Și s-ar fi găsit, cumva. Până acum, să zicem. Și la Brăila nu s-au inventat amanetul? Chiar și la Galați. Chiar și la Galați, unde a plecat aproape imediat. Sunt foarte multe deplasări pe care el nu le poate justifica. Brăila, Galați și din nou Galați, Brăila. Poate avea o gagică la Brăila, da, la Galați. Da, se întorcea, iar venea, iar pleca. Dar unde sunt hainele alea, murdare de sânge? Hainele, probabil că le-au fi aruncat undeva, habar n-am. Aha, și s-au volatilizat. Da, n-a rămas nicio urmă, nici după hainele. Clar că el e unde e cuțitul? Baioneta. Cuțitul la nici aruncat nu e mare. Dar până la urmă ce avem în afară de Maricel, care nu vrea să-și ia odată fapta aia? L-a aruncat în Dunăre. Omul e super versat, pentru că e infractor greu și vechi. A făcut tâlhării în străinătate, a fost condamnat, n-a zis nimeni că a făcut ecologică la Deva. Nu, a zis că... Omul e greucean în materie de fapte penale, precum și netrebnicul ăsta de la Năvodari. Adică oameni care ucid cu sânge rece, după care își continuă viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ăla are două pe suflet, bă, dacă numai ăla, două. Ăla a dat femeia la câini, la dingo, la adică ăla, cum deci zice, la șacal. N-are și-a... Dingo, i-a expus pe copiii ăia mici să vadă un cadavru cu în casă. Bă, adică îți dai seama ce psihopat nenorocit. Bă, da, e o violență latentă în societatea română care bubuie din... Băiatul, concubine ăla de 15 ani. Care a povestit că în rest păi și pe Maricel cine l-a dat în primire? Că nu, pe Maricel l-au prins pe niște camere fățăindu-se prin zona cabinetului. Și? Acum că a oscilat în legătură cu ora... Păi, tu știi cum face Cristescu când vine la noi la emisiune? Face ture pe aici, pe în față. Zice, dacă se întâmplă dracu ceva aici, da, și principalul suspect. Am impresia că vine că și când n-are emisiune. Intră, iese, se mai dă pe trotuar, mai vorbește la un telefon, se mai duce pe mașină. Bănuim de orice rele. Nu, acolo la Galați, el este autorul categoric. Probabil că nu se va identifica niciodată dacă a avut vreun instigator, vreun complice, așa ceva, nici mobilul primei. Da, dar nici fapta nu șoia, nu vezi? Fapta nu șoia, pentru că omul e, ți-am zis, că e versat. Păi da, da, dar... tocmai fi inversat, știe că dacă și-ar lua-o, ar putea să scape cu o pedeapsă mai mică. Bă, de la USR, nu se scapă. Da, exact. Să se parcă de la USR, să mai mică pe omor calificat. Nu operează nicio cauză de reducere a pedepsei, pentru că e prevăzută... Nu, că este prevăzută cu detenție pe viață, deci nu, e genul de infracțiune la care nu operează reducerea limită. Dar la aia cu fondurile europene. Deci asta dacă este din arest, se bagă în partid. Îl iau la USR. Îl iau la fără, bă, nu știa fapta. Păi și așa au rezultate. Dar ce Clotil a recunoscut vreodată că a furat voturi, că a furat din bugetul primăriei? N-au recunoscut. Ăștia au un sânge. A adăugat la venitul. Marinică userist. Maricel userist. Zici că îl propui la USR? Nu că trebuie să-l propun. O să-l ia ăștia, să uită la emisiune și ăsta când îi dă drumul miliția, iau ăștia, crede-mă.